Continuăm, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, cu direcția rutieră din IGPR, șeful direcției, domnul comisar Florentin Brăcea. Mulțumim că ați venit. Da, bună seara. Am văzut aici câteva cifre, mai multe cifre, mai multe date, care, din punctul nostru de vedere, nu prea corespund unele dintre ele. De fapt, suntem singurii care centralizăm accidentele rutiere în România, avem o evidență acestora, o bază de date, date pe care le furnizăm tuturor instituțiilor statului interesate și care au atribuții în domeniu. Vă pot spune că la nivel european, în anul 2015, am avut 25.900 de morți în accidente rutiere. În România, cifra este 1.893. Este o cifră care este în creștere față de anul anterior, unde am avut 1.818, dar venind după o perioadă de 5 ani de zile în care am scăzut în continuu. Dacă ne comparăm totuși cu anumite state din Uniunea Europeană, vă pot spune că doar Polonia are o reducere de minus 8,2% anul trecut, Estonia minus 14%, Irlanda minus 14%, Lituania minus 9,7%, Estonia și Lituania, pardon, minus 11% și Portugalia un minus 1%. Celelalte state sunt în creștere. Deci avem o problemă la nivel european, se pare, cu siguranța rutieră și cu accidentele în anul 2015. Am avut o problemă. Și aici ne uităm dacă am un stat ca Germania, care are o creștere de 2,9%, Austria un plus 10%, România are o creștere de plus 4,1% la persoane decedate în anul 2015. Concluziile retrageți dumneavoastră. În procente, între anul 2000 și 2015, am crescut la accidente rutiere, deci în 15 ani, cu plus 18,7%. La persoane decedate, avem o reducere de minus 30,6%. Eu zic că cifra aceasta este încurajatoare și ne dă speranțe ca pentru viitor, prin măsuri și ale noastre și ale celorlalți actori implicați, să atingem obiectivul pe care ne l-am asumat ca stat. Răniții grav sunt undeva la plus 25%. Să revenim în contextul discuției și în contextul acestei conferințe, care privește transportul de persoane și transportul de mărfuri. Avem o situație, aveam situația parcului auto la nivel național în 31 decembrie 2015, unde avem 6.710.602 vehicule înmatriculate în România și 7.543.615 posesori permise de conducere. Acestea sunt cifrele din bază de date a posesorilor și a autovehiculelor matriculate. În ceea ce privește vehiculele de transport marfă, și aici nu mai individualizez pe fiecare subcategorie în parte, avem un total de peste 930.000 de autovehicule matriculate, ceea ce reprezintă un 6,14% din totalul parcului auto. În ceea ce privește transportul de vehicule transport persoane, avem autobuze și microbuze, 46.000 matriculate, 0,61% din parcul auto. Încerc să vă transpun câteva categorii a consecințelor și a accidentelor grave produse cu vinovăție în domeniul transportului de mărfuri și persoane. Și câteva cauze care au dus la producerea acestor accidente, identificate de noi din cercetarea la fața locului. Pe linia transportului de marfă,
Primele trei cauze ar fi viteza neadaptată la condiție de drum, nerespectarea distanței între vehicule și neacordarea priorității pietonilor angajați în traversare prin marcaj sau prin loc permis, la culoarea verde a semaforului. Pe linia transportului de persoane, cauzele se mențin în mare parte. Avem neacordarea priorității vehiculelor, apare neacordarea priorității pietonilor și, bineînțeles, viteza neadaptată. Erau și niște cifre, și niște procente. În anul 2015, procentul implicării cu vinovăție în accidente rutiere grave al acestor categorii de vehicule este de numai 2,36% din totalul accidentelor grave din România, generând 4,1% din mortalitate și 2,5% din răniții grav. Ponderea, aici iar ne împărțim în transport de public de marfă și persoane privată la marfă, ponderea privind disciplina conducătorilor de autotrenuri este undeva la 58%. Avem și niște cifre absolute, dar nu cred că mai sunt atât de interesante. Iar în ceea ce privește transportul public de persoane, ponderea privind disciplina conducătorilor de autobuze reprezintă 45% din totalul accidentelor. Câțiva factori de risc identificați de către noi în transportul rutier de mărfuri și persoane ar fi pregătirea, formalismul în pregătirea și atestarea acestor tipuri de conducători auto. La anumite companii, să zicem, poate mai mici, o anumită superficialitate a persoanelor competente să răspundă la această activitate în cadrul societății respective. Bineînțeles, deficiențe de infrastructură, care sunt foarte multe și avem peste 1800 la nivel național de informare ale poliției rutiere către companii sau de autostrăzi și drumuri pentru remedierea acestora. Presiunea unor operatori de transport în anumite, eu știu, rezolvarea unor probleme personale înaintea siguranței rutiere. Și aici intervine nerespectarea tipurilor de conducere și odihnă, încălcarea limitelor legale de viteză, supraîncărcarea autovehiculelor de persoane și marfă, neasigurarea corectă a încărcăturii și, bineînțeles, circulație costare tehnică de multe ori necorespunzătoare. Și, în ultimul rând, o creștere a agresivității în trafic manifestate și de această categorie, de aceste categorii. Noi am făcut propuneri, am fost solicitați de către Parlamentul României, am făcut propuneri pentru modificarea legislației, unde am introdus și conceptul acesta de agresivitate, l-am definit, am venit și cu măsuri și cu amenzi și cu perioade de suspendare a permisului pentru a reduce riscul rutier pe acest domeniu. Dar acum suntem la mâna Parlamentului. Din punct de vedere al poliției rutiere, noi asigurăm și intervenim pe două componente, pe cel de prevenire și de educație și pe cel de coerciție prin aplicarea legii. Educația o facem sub toate formele și începând de la școli, grădinițe, până la tipuri identificate și categorii, eu știu, taximetriști, conducători de școli de șoferi, instructorii, motocicliști, companii mari care ne-au solicitat să le ținem de loc, să le prezentăm care este situația. Sau am mers noi de multe ori către dumnealor. În ceea ce privește aplicarea legii, poliția rutieră combate sistematic principalele cauze generatoare de accidente prin acțiuni, prin activitățile curente de zi cu zi. Bineînțeles, pentru menținerea unui climat de legalitate și în acest domeniu al transportului de mărfuri și persoane, unde de multe ori legislația este stufoasă, greoaie, unele locuri avem competențe, unele nu le mai avem, dar noi ne facem treaba în continuare. Câteva perspective care pot fi atinse, din punctul nostru de vedere, numai prin asumarea responsabilității și implicarea corectă a tuturor partenerilor responsabili în domeniu. Avem acel CISR la care participăm, am încercat
să facem ședințe în ultimele 6 luni, când au fost făcute în ultimii 3 ani, unde toate ministerele cu atribuții în domeniu și toate agențiile participă și acolo ar trebui să luăm toate măsurile, pentru că nu numai poliția este vinovată de procesul unui accident sau numai companiile domnului. Dacă intrăm în amănunt, o să vedem că sunt foarte mulți responsabili. Și trebuie tot să ne asumăm acest lucru și să facem în domeniul nostru de activitate tot ce putem. Implementarea, ce ne dorim noi pentru a atinge aceste obiective, să perfecționăm, bineînțeles, cadrul de reglementare, legislația, prin 2 mecanisme, am spus noi, generale. Odată introducerea acestui concept de constatare automată a abaterilor, unde nu mai ar trebui interacțiunea între polițist și conducătorul auto, și, bineînțeles, urmat de un mecanism mai bun de executare a amenzilor, care, din păcate, nu este atributul poliției rutiere, dar noi suntem cei care aplicăm, intrăm în zona de finanțe și intrăm în alte discuții. Noi am propus o lege a contului unic, este în Parlament, în care să putem colecta toate amenziile rutiere, urmând să le distribuim după aia celor care ar trebui să beneficieze de acești bani și banii să întoarcă înapoi în modernizări, în infrastructură. Eu am terminat și vă mulțumesc. Mulțumim, domnului comisar șef Florentin Drăgea. Așa cum vă spuneam puțin mai devreme, urmează reprezentantul grupului Holeman. În această după-amiază, de la Holeman vine domnul director general, George Niță.